Ședința Consiliului Local din Deva cu multe întrebări fără răspunsuri concrete legate de activitatea Asociației pentru Promovarea Turismului din Deva și regiune. Pe ce au fost cheltuiți 56.000 de euro și de ce firma condusă de soția consilierului lui Florin Oancea are contract cu Asociația Patronată de Primărie, sunt doar două întrebări la care cei vizați au răspuns cum au putut și cât au știut. Asociația pentru promovarea turismului din Deva și regiune a primit și în acest an de la bugetul municipal o cotizație în valoare de 428.000 de lei. Bani publici ce trebuie folosiți, după cum arată chiar denumirea asociației, pentru promovarea Devei, astfel încât să fie căutată de cât mai mulți turiști. În ședința de la sfârșitul săptămânii trecute, consilierii locali au aprobat și raportul de activitate a asociației pe anul 2022. Activitate care însă a fost criticată de consilierii din opoziție. Primăria a plătit cotizație și anul trecut, dar concret... Dar n-am văzut concret nimic prin care, eu știu, partea asta de turism să fie dezvoltată în Deva. Câți agenți economici au semnat contracte de colaborare, au reușit să facă ceva. Sunt totuși 428.000 pe care îi plătim acum, nu vorbesc de sumele care s-au plătit înainte și nu s-au revăzut cu nimic în partea asta de turism ADV. Dacă e cineva din această asociație care ne poate explica, repet încă o dată, rezultate concrete, nu proiecte care le-au făcut sau programe. Reprezentanta asociației prezentă la ședință a distribuit consilierilor locali doar 7 rapoarte a activității pe 10 luni. Mai multe n-a putut multiplica pentru că se termina cartușul din imprimantă, iar 56.000 de euro bani primiți tot de la bugetul primăriei sunt prea puțini pentru activitatea de promovare a Devei. Ne-am început activitatea în anii de octombrie, anul trecut 2022. Avem 10 luni, practic, aproape 10 luni de când funcționăm și singurii bani pe care am primit până în prezent sunt cei de anul trecut, aproximativ 56.000 de euro la cursul de la vremea respectivă. Până în prezent, am funcționat cu acești bani. Bani care considerăm că sunt foarte puțini pentru dezvoltarea planturistică a unei destinații. Acesta este raportul de activitate. Din listul de logistică am listat 7 părți, pentru că rămâne imprimanta fără cartuși. Aici aveți toate detaliile noastre, de contact și... Eu vă jur că să faceți un rezumat, pentru că opinia publică trebuie să știe pe această cheltuită cei 5-6.000 de euro. Repet, rezultate concrete. Concret, directorul executiv al asociației nu a prea știut sau n-a avut ce rezultate să enumere legate de promovarea turistică a Devei și a regiunii. Nu pot să vă dau pe fiecare cont de contabilitate, dacă la asta vă referiți, sau să vă dau niște sume, sau nu știu exact ce informații mai sunt necesare. Exact ce ați făcut în acel an cu suma de 56.000 de euro. Și, eu știu, a reușit această asociație să facă pentru municipiul Deva ca turismul să fie promovat și să avem și rezultate. Directorul executiv al Asociației de Promovare Turistică din Deva și regiune a fost salvată de președintele de ședință, care, invocând motive de timp, a pus astfel punct situației jenante. Și Emanuel Clej, președintele Asociației alături de tineri, a cerut unele lămuriri cu privire la modul în care s-au cheltuit banii publici, dar la diverse. Am văzut și eu această colaborare cu firma Rapmedia. Este foarte bine, nu contează cum se numește firma, sunt oameni tineri care au performanțe, calitate. Câteva lucruri sunt însă esențiale din punctul meu de vedere și care stârnesc întrebări sau semne de întrebare. Cum se face că tocmai firma soției consilierului domnului primar câștigă această lucrare? Cum se face faptul că aflu acum că lucrarea a fost atribuită pentru 1.500 de euro, așa a spus, da? Da, în situația în care pe site-ul companiei înființate în februarie 2023, cel mai mare tarif practicat este de 799 de euro. Așadar, s-a cumpărat la un preț dublu și nu vorbesc prostii, pentru că niciodată nu mint, am captura de ecran făcută astăzi, intrați pe site-ul acestei companii, 791 de euro, domnule Rad, facem o live să vedeți. Cel mai mare, cel mai ieftin site de prezentare, 395 de euro, urmă
575, iar următorul 791. Ați omis Sunt cea mai mare ofertă găsită, la jumătate, la jumătate control. Cum cer scuze, domnule? Și un alt aspect, mai am puțin gândit. Vreau să știu dacă era singura firmă de profil din Deva, sau era singurul consilier care avea firmă de profil din Deva. Mulțumesc! Decizia a fost bună a doamnei Piruș de a lucra cu agenția soției. Deci nu văd neapărat o problemă în asta. Întrebarea face că sunteți întocmai consilierul domnului primar, care faceți afaceri cu o instituție aflată în subordinea Consiliului Local, care poate chiar domnul primar, nu știu, e curios să vedem cine inițiază proiectul de hotărâre prin care se alocă 428.000 de lei către această asociație. Mergeți pe urmă așa frumos și vedeți cam unde domnul urmă. Vă mulțumesc frumos! Așa cum în 2022 Asociația pentru Promovare Turistică din Deva și Regiune a primit 56.000 de euro de la bugetul local și în acest an consilierii locali au fost de acord să plătească o cotizație de 428.000 de lei, adică vreo 85.000 de euro, tot de la bugetul local.